și bine v-am găsit. Iată, în concluzie că anumite pagini pe internet se vorbește despre albina curcită sau albina de salvare, de matcă de salvare. Ia uitați aici, am o matcă de salvare și curcitură, dar am vrut să renunț la ea, dar cum să renunț la ea? Ouă cel mai bine, își ține cuibul cel mai bine și aduna mâncarea pentru iernat cel mai bine, deci n-am cum să renunț la ea, eu asta este, cum să renunț la ea, are asemenea rame, 4-5 rame, anul ăsta mi-a dat 20 și ceva de rame de puiet căpăcit, nu, și este bună, cum se pot renunța la o asemenea matcă, adică nu cred că cineva renunță la o asemenea matcă, chiar de este ea curcitură sau cum este, are și miere, are aici ramă căpăcită cu miere, a primit și ea într-adevăr sirop, dar parcă ea este mai harnică așa. Uite. Și pe asta are puiet. Deci merge foarte, foarte bine. E cam atât am vrut să zic despre aceste măci. În concluzie, măcile curcite sau de salvare nu sunt totdeauna rele. Mai apare câte una la 100 probabil și bună. Numai bine până data viitoare.